După mai bine de două săptămâni de la comiterea jafului, autorul s-a întors la locul faptei. De această dată, Dorin Sima, principalul suspect în cazul jafului de la o bancă din Bistrița, a fost însoțit de polițiști. Sima a făcut alături de anchetatori filmul jafului. Polițiștii bistrițeni l-au escortat pe Dorin Sima Zis vampirul la unitatea bancară De unde în urmă cu două săptămâni A reușit să fugă cu 19.000 de lei Împreună cu anchetatorii Acesta a reconstituit filmul jafului din acea zi Totul s-a petrecut cu discreție maximă La primele ore ale dimineții În afara orelor de lucru Așadar în bancă nu se aflau nici angajați Și nici clienți Deși atacul a fost filmat de camerele de supraveghere Suspectul le-a arătat polițiștilor Pas cu pas cum s-a desfășurat atacul le-a răspuns la întrebări și le-a arătat inclusiv pe unde a fugit de la locul faptei. Pe data de 5 iulie, individul a intrat în armat în unitatea bancară, i-a pus pistolul la cap unei angajate și a fugit cu aproximativ 19.000 de lei. Polițiștii i-au dat de urmă după o săptămână într-un apartament închiriat. Bărbatul a încercat să fugă, dar a fost reținut după ce a fost împușcat în picior într-un schimb de focuri cu oamenii legii, nu înainte de a împușca un polițist. Polițiștii bistrițeni au reușit să recupereze o parte din prejudiciul de 19.000 de lei, respectiv suma de 2.000 de lei, de la proprietarul mobilului nou închiriat și suma de 2235 de euro de la fratele suspectului. Din surse apropiate anchetei se pare că Dorin Sima plănuia să mai dea o spargere la o altă bancă din oraș și de aceea nu a părăsit localitatea imediat după comiterea jafului. Un al doilea suspect a fost reținut în acest caz, este vorba despre Gatini Gavril, prieten cu Dorin Sima, bănuit că l-ar fi avertizat pe acesta din urmă cu privire la acțiunile polițiștilor, ba mai mult acesta îl sfătuia cum să scape.